Ce? Bun. La unele chestii nu o să răspund. De fapt, o să încep de fapt să le iau punctual pe care. Nu înainte de a-i mulțumi din efortul său de a face pentru a doua oară acest o să ia de la coadă la cap, da. A zis Zizek. Cred că a zis Zizek special. Dintr-un motiv de ăsta, special de a mă trola. Probabil odată, dacă o să avem timp, cândva în viitor, o să facem ceva despre limitele morale ale trollingului. Da, cred că ar merge. Da, și eu mi-aduc aminte de frumoși ani 90 sau 2000 la început, când stăteam la coadă să-mi cumpăr CD-uri, ca după aia să mă duc la un prieten, după aia la un prieten și după aia la un prieten, să-mi treacă un sezon din Seinfeld și din South Park, ca după aia să ajung în sfârșit acasă să văd un episod și să mă urc. Ok, bun, era foarte frumos, da, vedeam natura, stăteam de vorbă cu oameni. Da, de ce cred totuși că acest tip de interactivitate pasivă e cumva superior, nu spun net superior, interactivității active. Pentru că îți dă mai mult timp să te bucuri de respectivele bunuri în posesia cărora vrei să intri. Ok, există o nostalgie către situația aceea copilăriei în care ce frumos era să facem schimb cu surprize turbo și să căutăm habar n-am, casete piratate la piață. Făceam asta. Dar beneficiile, cred, activității actuale, da? Și anume a unui acces mult mai simplu la asemenea tip de bunuri, se traduc practic în două, cred că sunt două. Unul la mână, avem mai mult timp să ne bucurăm de aceste bunuri. Doi la mână, putem să discutăm cu prietenii noștri despre respectivele bunuri. Și nu să negociem, eu îți dau asta, tu îmi dai asta, mai e cumva un CD în plus, nu l-am, vezi că s-a închis la alimentară, da, bun, vin mâine. Da, corect, că CD-urile le luăm de la alimentare, așa e. Da, așa în aminți. Așa în aminți. Bun. La un moment dat am menționat și totuși asta mi-aduc aminte, n-am o memorie foarte bună, dar câteodată am funcționat. De ce am spus de la bun început că BitTorrent e un protocol și o situație, mă rog, o situație, conduce la tipul de situații interesante. Tocmai datorită faptului că este descentralizat. Și asta țin minte foarte clar că am specificat. Da, dar a insistat asta. Asta era criza. Acolo a fost... Îmi spăl păcatele acum, vă spun, insist pe chestia asta, da? Și ca să spun de ce insist pe chestia asta, o să fac o conexiune cu prima problemă pe care a scos-o în evidență, și anume cu o anumită asumție teoretică privitoare la ce sunt oamenii și cum se comportă ei. De ce sunt foarte interesante situațiile în care agenții autointeresați interacționează într-un mediu descentralizat? E, tocmai pentru că este o situație, în primul rând, anonimă, adică nu există niciun soi de instituție care să guverneze interacțiunile, asta în primul rând. Și în al doilea rând, pentru că plecăm de la worst case scenario, cel mai prost scenariu cu putință, în care oamenii sunt al naibii de egoiști, în care își doresc să obțină ceva, dar, repet, sunt al naibii de egoiști. Dacă am trăit într-o lume în care toată lumea ar fi altruistă, atunci n-am mai avea ce să mai explicăm, da? Adică de ce se comportă oamenii imoral? Pentru că sunt altruiști. Ok, bun. Și așa am încheiat, nu știu, habar, 3.000 de ani de gândire etică. Situația aceasta este mult mai interesantă, tocmai pentru că, repet, încearcă cumva să se raporteze, repet, la cea mai proastă situație posibilă. Desigur, tradusă cumva în lumea care există în afară, poate cumva să conducă la un soi de fundamentalism metodologic, da? Tot timpul vedem numai oameni autointeresați. Ok, în mod evident nu e așa. În mod evident există foarte mulți oameni care sunt altruiști. Oameni care sunt preponderent altruiști și nu egoiști. Ok, acum poate să vină egoistul moral să spună nu, de fapt și ăla este tot un egoist moral care cumva simte o satisfacție incredibilă atunci când se comportă, cooperează într-un anumit fel. Da, bun, și nu știu, e genul de situație care nu mi se pare cumva relevantă din punct de vedere moral. Mai simplu, v-am spus, este pur și simplu să considerăm perspectiva asta, da? Asumția asta metodologică, doar atât, ca un instrument care ne permite să argumentăm, da? Pentru că asta au vrut să facă cei care discută despre teoria jocului. Nu neapărat să spună că toți oamenii sunt egoiști, ci și că într-un mediu în care toți oamenii sunt egoiști, tot este posibilă cooperare. Da?
discuția mai largă care se pune aici este în ce măsură e, ca să folosesc niște termeni economici, rentabil să reducem toate problemele morale la probleme de cooperare. Da? În ce măsură, de fapt, filozofia morală, etica, de fapt, nu se ocupă, se ocupă, de fapt, de cu totul alte chestii, iar ce facem noi aici e un fel de analiză a unor norme sociale și atât. Ce, cumva, obiecția asta are sens, pentru că dacă consideră că toate normele sunt niște convenții menite să rezolve situații de genul acesta, atunci, cu adevărat, de avea nevoie de un criteriu care să distingă între norme care sunt doar sociale și între norme care sunt morale. Iar aici vreau să vă spun cu toată sinceritatea pe care o am la dispoziție că nu știu pe nimeni care să fi propus cu adevărat un criteriu eficient pentru a distinge cu precizie între normele care sunt doar morale și normele care sunt doar sociale. Bun. Asta în ceea ce privește aspectul metodologic. Da? Bun, am făcut niște confuzii și asta și are dreptate de Constantin, privitor la ce e și ce nu e bun comun. Și la cum am tradus, de fapt, problema aceasta a tragediei bunurilor comune. Cred că pot să reformulez totuși foarte simplu. Accesul, da, la respectivele bunuri intelectuale se poate transforma într-o tragedie a bunurilor comune în care accesul este un bun comun. În sensul în care, da, dacă nimeni nu... Dacă toată lumea, da, toți agenții care interacționează ar fi exclusiv liceri, adică ar fi exclusiv indivizi care doar downloadează și nu lasă la sharing, s-ar ajunge ca peste câteva iterații să nu mai existe nimic. Adică să existe un protocol și atât. Și indivizi care nu mai interacționează, tocmai pentru că nimeni nu lasă nimic la dispoziția celorlalți. Asta n-am specificat, dacă protocolul e un bun comun și... Adevăratul motiv pentru care, de fapt, am adus cartea asta aici e că voiam să mă uit peste niște lucruri pe care mă zic că scrie în ultima parte și pe care nimeni nu le citește absolut niciodată. Da, e cea mai mișto. E cea mai mișto parte, dar nimeni nu se uită niciodată pentru că nu știu exact de ce. Bun. Nu nimeni, da. O bună parte a oamenilor care studiază mă zic, nu se uită și peste ultima parte. Bun, în ultima parte noi discut acolo despre, se întreabă, bun, care este valoarea, ce facem cu asta? Bun, avem un stat minimal, ce facem cu el, da? Și el spune că un stat minimal este un framework pentru utopie, da? Ce cred eu, care e ipoteza mea și ce pot să construiesc pe când de aici, e că protocolul acesta e ceva asemănător cu un stat minimal. Iar protocolul acesta permite, practic, existența unor mai multe tipuri de utopii, dacă vreți, ca să transpun în termeni online ce discutam, mă zic, în termeni offline, da? Și că permite existența atât unor sisteme deschise, după cum am povestit mai devreme, cât și unor sisteme închise care sunt targetate sau care se construiesc pe anumite tipuri de creații intelectuale, da? Permite existența unor grupuri care șeruiesc exclusiv, habar n-am, cinematograful de artă francez. Ceva de genul ăsta. N-are internetul loc la PC. N-are internetul. Bun. Da, nu zic că are o observație foarte interesantă, că zice cadrul, meta-utopia, cadrul pentru utopii și l-am dat, dau un exemplu. Ar putea exista niște comunități unde costuri mari de intrare și aproape nu ai cost de exit și asta ar fi trecările private. Și ai comunități unde intri și ieși așa, ușa e tot timpul deschis-închisă, e aproape transparentă. Și asta ar fi, ce, nu știu, Pirate Bay... Kickstorrents. Da, Kickstorrents, vorbesc și tu frumos. Demonoid și alții. Da, uite, da, pe noi sunt chiar nimeni nu vrea să... Da. Bine. Dacă n-are fi. N-are fi, nu știe lumea. Ultima problemă pentru... Cred că am depășit. Constantin m-a întrebat, și da, asta cred că e de fapt o întrebare mai generală, da? În ce măsură cooperarea e doar o... Dacă cooperarea este doar o formă de coordonare. În jocurile de coordonare, cooperarea este doar coordonare. Ideea esențială este cum se transformă o situație inițială, dintr-o situație de tip dilema prizonierului, într-o situație în care, de fapt,
agenții care interacționează, interacționează într-o cu totul altă structură, într-un alt framework, într-un alt cadru conceptual al teoriei jocului. Alte cuvinte, întrebarea pe care te fac lansez aici este în ce măsură ce am făcut eu aici, da? Adică ipoteza conform căreia stadiul actual al caricheringului a evoluat dintr-o situație primordială. De fapt, asta nu este doar ipoteza mea, este ipoteza comună pe care noi avem. În ce măsură asta e o descriere fidelă a ceea ce s-a întâmplat, ținând cont de evoluția tehnologică? Adică, în ce sens, evoluția tehnologică ne-a făcut să mutăm de pe un joc pe altul. Și am putea spune că primul joc a fost, de fapt, ultimatum. Am ajuns dilema prizonierului și acum suntem în un big game. Vânăm împreună ceva mare. Bun. Atât. Mai am o observație. Da. Niciunul dintre noi nu a luat asta în calcul, adică atunci când noi scriem, luăm asta în calcul, dar nu și când vorbim. Există o anumită motivație legată de reputație pentru cei care fac seeding. Dacă frecventați lumea asta a torentelor, trecări închise sau deschise, o să vedeți că sunt câțiva care au produse zi de zi. Sunt câteva echipe de pirați, dacă vreți, crew, echipaje de pirați, care au un brand al lor și toată lumea știe că dacă iau de la ăia, calitatea video e 10, audio e 10, subtitrările sunt bune, există și tot felul de add-on-uri la acel torrent și așa mai departe. Și că există chiar o concurență. Și nu știu dacă niciunul dintre jocurile astea despre care am vorbit, că noi vorbeam mai degrabă din perspectiva utilizatorului care trage un prim torrent, este leecher și după aia se decide sau acceptă să fie seeder și așa va face și mai departe. Dar noi nu am luat în calcul, de fapt, pe primii care convertesc bunurile alea intelectuale în bunuri comune. Din bunuri intelectuale private în bunuri intelectuale comune. Acei pirați care pun mâna pe DVD sau iau camera în cârcă și se bagă în sala de cinematograf, pregătesc, muncesc destul de mult, au costuri mari. Ei chiar se supun unor riscuri, nu ca simplu utilizator. Și cu toate astea, pentru reputația de a fi cel mai iubit pirat, propun în fiecare zi sau de mai multe ori pe zi, noi și noi produse la calitate excepțională. Și asta ar trebui să luăm un pic în calcul, pentru că asta modelează într-un fel întreaga situație. Dacă ar fi fost o situație în care eram cu adevărat peer-to-peer, adică eu puneam un MP3, mai punea el un MP3, punea și domnul Mureșan un MP3 și fiecare venea câte o bucă... Un MP3 sau o carte, un PDF. Domnul profesor Mureșan pune o copertă. O copertă, exact. Deci dacă fiecare din această sală ar fi adus cât un mic element în această pajiște digitală, atunci cred că ne-am fi putut limita aici. Dar trebuie să luăm în calcul și echipajele de adevărați pirați cu navele lor care lansează în această rețea tot timpul noi și noi eu. Pentru că ei dau ritmul rețelei. Și la ei o să bată prima poziție. Ei își asumă niște riscuri pe care utilizatorul simplu care pune și el un MP3 sau trage un MP3 nu se supără.